Salutare dragilor și bine ați venit la un nou videoclip de Palworld. Astăzi în acest videoclip o să facem pe doctorii sau pe doctorul sau pe îngrijitorii. Cred că merge și așa. Dar, după cum bine știți, acești Pokémon mirobolanței noștri, când îi punem în baze diferite, la diferite lucruri, ba, uite, au un sprain, ba, au o depresie, ba, au o fractură, unul a avut un ulcer, nu știu, tind să aibă o groază de chestii, de probleme, așa că vrem să-i facem bine, vrem să îi refacem pentru a câștiga sau recâștiga eficiența lor în a noastră bază. Bine, aici am... E foarte mult progres și în același timp e... Cum să vă zic... E prea aglomerat. Baza asta mi-a rămas mică, ca să zic așa. Dar ca să vă arăt așa puțin, avem level 33 până acum. Mai avem foarte, foarte puțin și facem 34 și avem improve furnace-ul și beacon saddle. Putem să facem saddle pentru noua pasăre pe care mi-am luat-o. În același timp aș vrea să vă arăt că am mai explorat, am mai făcut niște boși pe aici, pe acolo, am descoperit noi locații pe care o să vi le arăt în episoadele următoare, inclusiv aici, în partea asta, foarte, foarte mișto, niște teritorii foarte mișto și am mai luat niște boși, după cum bine vedeți, niște Pokémon noi. Pentru cine nu știe, aici în bază, dacă nu cumva știți, puteți să vă sortați. Deci asta m-a ajutat cel mai mult, vreau să vă zic că în momentul, eu le selectez după element. Apropo, mi-am luat 2 syndicate. Știți ce spune când îți iei un syndicate ăsta? Spune că este inuman să capturezi un om într-o bilă de genul ăsta când capturezi unul. Am auzit că se poate captura și văd că poți captura, dar văd că iau bâte, mă. Ia stai că eu mai aveam unul. Cred că celălalt avea pistol, nu? Depinde pe, cred că depinde foarte mult pe care îl capturezi sau ăsta e la fel. Ia să vedem. Nu, uite, ăsta e cu pistol, vedeți? Ăsta are pistol, dar e level 2. Da, nu știu cum o să fac, o să vreau să-i șterg cumva pentru că nu-mi doresc să-i țin. Și vreau să-mi schimb această pasăre cu această pasăre. Mi-a zis Ștefan că, de exemplu, Van Wyrm, cred că așa se citește, are mai multă stamina și ține mai mult la drum decât Nightwing-ul, chiar dacă are level 31. Acum nu știu dacă e de la level sau de la efectiv de la Pokémon, dar o să vedem pentru că vreau neapărat să zbor, să-mi schimb pasărea să fie asta. Apropo, am acum inclusiv un mount pe care putem să mergem. Dacă tot am părul de culoare asta, am zis am și mountul de culoare asta. Ziceți voi de n-arată mișto ăsta, așa că m-am blocat aici. Ziceți voi de n-arată frumos puțin mountul ăsta. E așa sublim. Chiar dacă e așa mai probabil mai feminin, am și unul pe care putem pune dacă vreți, dar mi s-a părut că dă bine cu părul aici. Mai am unul mișto pe care l-am luat și voiam să vi-l arăt. La, e de foc. E ăsta. Pam pam. Și uite, așa arată. Dar nu pot să mă urc pe el pentru că trebuie să-i fac saddle. Voi ce părere aveți? Să-l păstrez pe la albastru sau să-l pun pe ăsta de foc? Probabil trebuie să-l pun în afara bazei ca să nu se aducă să lucreze ceva, să putem să și-l admirăm puțin. A? Ce ziceți? Să fac saddle pentru ăsta sau să-l păstrez pe ălalt albastru? Mie mi s-a părut foarte mișto ăla albastru așa de gheață. Dar aștept cu mare nerăbdare și curiozitate. Uite și pe Ștefan. Părerea voastră în comentarii. Ce părere aveți? Să-l păstrez, să nu-l păstrez? Momentan l-am păstrat pentru că am saddle-ul pentru el și mă mai bat cu el la sol. Asta, păstric asta ca să zbor, pe care o voi înlocui cu asta și după aia nu știu cu ce o voi înlocui pe asta, cu ceva mai promițător. Bineînțeles că voiam să vă arăt, bă oameni, bă oameni buni și frumoși, mai țineți minte pe Băzoie și Grisbol din episodul nu au trecut, acum 2 episoade, da? Cine l-a văzut, vă-l recomand să vă duceți să vedeți cum am reușit să fac bug-ul ăla, să-l reproduc și eu la mine. A ajuns, deci a făcut level. Și știți că eu în videoclipul am zis că el scade pe măsură ce face level. Nu. Am venit aici să rectific, el crește și a ajuns să aibă 90.000 viață. Mă! Mă! 90.000 viață
Deci e incredibil, e sublim. Și ce vreau să vă mai arăt repejor, bă, mi-am organizat bazele. Bazele, pentru că baza mea are level 15. Am 3 baze, după cum bine vedeți aici, și 15 Pokémon. Cred că la level 20 e posibil să... Nu știu dacă... Văd că încă mai îmi dă misiuni, deci e clar că mergem cu levelul înainte și probabil la level 20, cred probabil din 5 în 5 levele, o să facem probabil 4 baze, ceea ce o să fie sublim. Și ce fac cu aceste 3 baze? Ce am făcut? Păi, pe aceasta o voi distruge cu tot ce e aici, dar o să mă ajute băieții să mut efectiv tot ce e aici, să mut în baza principală. Baza principală v-am arătat-o unde vreau să o fac, este aici, din motivul... Ia uite, stai că nu asta vreau să fac, scuzați-mă pe mine. O voi face aici din motivul că am loc, e frumos și am și peisaj. Mă gândeam să nu mai țin pasta atât de mult de farmat. Mă mai gândesc, când fac ăștia în cap și efectiv când stai în bază tot timpul o să farmeze. Dacă tot suntem aici, haideți mă să îi îngrijim, că de-aia am și venit la această bază de fapt. Uitați-vă și voi, ulcer, depres, fracture, depres, depres, depres. Ce aveți mă, mamă, mă? Hai să îi luăm. Deci îl luăm pe ăsta cu... Hai să-i luăm pe rând. Ulcerul, luăm și noi câți putem aici, că atâta putem 5, nu? Punem pe ăștia ai noștri momentan, toți 5. Și ne ducem, am făcut siringi. O să vă arăt imediat de unde am făcut siringile respective. Și hai să le dăm. Depressed, bam. Ulcerul. Pa, câte o injecție la fiecare și i-am rezolvat. Bun, îi punem acum înapoi. După ce i-am îngrijit. Pac. Ne aducem Pokémonii înapoi. Punem așa cum erau și înainte. Bine că nu prea contează cum erau înainte. Vine raidul. Și uitați, nu mai au ochii triști. Nu mai sunt nici cum. Bă, uite, să mai sunt și ăștia. Spray, weekend. Hai să-l facem și pe ăsta. Știi, uite, ia, stai că luai pe ăsta în brațe. Dar nu am luat paharul ăla. Hai să mergem, ăștia nu știu cum. Ăștia or fi la baza cealaltă, ia stați așa. Or fi aici. Și vă prezint, dragilor. Da, sunt aici, dar nu pot să vină, nu pot să ne atace. A treia bază. Vă pare cunoscută a treia bază? Normal că vă pare cunoscută, că aici inițial am făcut a doua bază în trecut. Cei care nu au fost pe live-ul pe care nu-l mai am activ, Cei care n-au fost pe live-ul pe care nu-l mai am activ, eu aici inițial vreau să fac baza principală și început să construiesc aici. Dă-te așa că mi-l scot pe ăsta de 90.000 viață. Mi s-a și blocat inițial. Ia, hai mă, dă-te păi. Asta e că nu mai am glonțe. Stai, unde mă ăsta? Mamă, ce aici? Mi s-a blocat, ia. Atât de multe... Wow, dar de ce sunt negru? Mi-a dat cu ceva, uitați. Mi-a dat blind, un fel de blind. Bă, pot să le iau pe ăsta? Pot să le iau mă pe ăsta? Dar nu cu asta, mă. Ia. Băi. Nu cred că am de ăsta, ia. Am oare de ăsta? Te că vedem acum. Am dat cu de-asta roșie, să fiu sigur că-l iau. Oh, am făcut level 34. Pot să zbor pe păsărica aia galbenă. Mamă, dar ăștia chiar se bat rău cu mine, după cum vedeți. Văd că mi-au și dat... pe asta mi-au omorât-o! Ia să vedem ce avem pe aici. E careva mort? Minor injury. Major injury. Păi stai așa, ia vină cu acela la mine. O siringă și te rezolv. Nu merge să o rezolv. Unde era, mă? Unde o poți? Asta. La major injury văd că nu merge cu siringa. Hai că vedem. Vedem ce facem. Ce m-au mai venit careva? M-au mai atacat careva? Alo? Mai vin? Uite că mai vin, mai sunt unii așa care mai vin din când în când. M-am uitat ce se mănâncă aici. Da. Ce am schimbat? Păi, după cum bine vedeți, aici merge foarte bine farming-ul. Am pus inclusiv berry-uri pentru a fi transportate de ăștia cu mâini lungi. Și dacă ne uităm aici, 3000 de beriuri. 3000 de beriuri.
ăștia aici, am văzut pe Ștefan, cred că veni Ștefan și Golia a Oreul. E cineva mort, mai are cineva? Minor injury, quite stressed up, overfull. Ăsta nu e chiar că e o chestie care pot să o vindec neapărat. Deci, am vindecat pe toți din baza asta, nu? Mai am pe cineva de vindecat din baza asta. Știu că mai era ăla, ia stați așa puțin, ăsta. Ăsta e weekend. A, știu ce să-i fac ăstia. Și cu ocazia asta vă arăt și cum să faceți siringi sau altfel de leacuri. Uite aici. La Medieval Medicine Workbench cred că am levelul necesar, dacă nu mă înșel. Refining Metal Axe și Refining Metal Pickaxe. Acum trebuie să fac Refining Ingot. Deci deja pornim către alte orizonturi. Voiam să văd dacă am ceva mai bun pentru medicină. Ia uzi, zgiorție mațele în joc. Trebuie să nu văd, o fi mai jos, e să vedem. Cred că o să aveau Assembly? Am făcut și assembly line-uri. Bă, sunt foarte mișto ăștia, vreau să vi-l arăt. Deci în loc să mai folosesc acum acest medieval sphere workbench, avem assembly line. Și efectiv vii aici așa, dive sfera, o faci. Momentan noi nu mai avem ingot, iron ingot. Și merg pe banc, pe bandă. M-am făcut praf. Așa, același lucru poți să faci și la arme, decât să ai această crafting table. Practic, aceste assembly line-uri înlocuiesc acest crafting table. Cred că le faci mai repede, merg mai repede să fie făcut aici, dar merg mai repede de către Pokémonii care au la mână 3. Ce fac? Stai că nu vreau să vă arăt asta neapărat. Cum ar fi... Acest Pokémon. Vedeți că mânuța are cifra 3 acolo la mânuță? Ăștia fac efectiv, lucrează efectiv de repede, foarte repede. Uite cum are asta la medicină, vedeți acolo acel castronaș verde care are 3. Asta îmi face mie medicina și îmi face extraordinar de repede. Eu aștau foarte mult să o fac. Cred că mai am low grade medicine pe undeva, să văd, mai am pe undeva, ar fi trebuit să o am. Ce-am făcut? Ce-am luat la bine? Am luat ironul, nu? Nu pot să pun iron. Ce? Hai să iau ăsta de aici, să înlocuiesc ironul și ăștia să le arunc naibii, că am atât de multe încât nu mai fac față. Bun, și văd că am, aici avem noi, ne ținem toate organele pe care le luăm de la diferiți, unde e să pun flor. Uite, să pun florul ăsta aici, că nu mai am unde să le pun naibii, că sunt plin. Sunt efectiv plin la câte... Deci e harababur în baza asta, după cum bine vedeți, am făcut și o iaz, ca să zic așa, frumos pentru palmii, pentru Pokémonii mei să fie fericiți. Adică e mult mai bun decât ăsta, practic e următorul nivel. Aceste două assembly line-uri le-am făcut expre pentru a face level cât mai repede. Iar ăștia merg de minune, să știți, adică dacă ne uităm, avem aici și aia, să vedem, să nu mă fac de râs, sper, în timp ce vă arăt. Haide, mă, mi-arăt și mie. Da, aici berry-urile sunt mai puține pentru că sunt și mai mult și mănâncă, efectiv, da, ați văzut, acolo aveam 3000 de berry-uri că nu mănâncă atât de mult aia. Bun, am la mine acest suspicious juice, mai am și siringă. Și știu eu că mai pusasem undeva juice-ul ăla normal. Dar nu mai țin minte unde l-am pus. Uitați-vă și voi câte ouă peste tot aruncate. Deci n-ai văzut la câte ouă avem aici. Bun, aici uite, avem și piatra aruncată pe acolo. Deci e nebunie ce prin baza asta. E nebunie. Dar știu că aveam juice-ul ăla și nu știu ce s-a întâmplat cu el. Chiar voiam să-l încerc mai întâi pe ăla, pentru că nu voiam să-mi consum eu pe ăsta mare, bunul, pe care l-am făcut acum. Da, nu. Oh, gata, l-am luat. Ăsta, low grade medical supply. Și vreau să văd dacă-l vindecă pe ăla de weekend. Uite, spray. Ia, stai că are al nostru spray aici. Stai. Scuză-mă pe mine că n-am vrut să te ridic pe tine.
Ia să vedem, ăștia cum stau. Asta e bine, asta e bine, asta e bine. Bine, bine, bine. Oh, ăsta are spray-ul. Și ăștia toți sunt bine. Hai să luăm pe ăsta aici. Ia vină, mă, tata, încoace. Te vindecăm cu o siringă. Te vindecăm cu o siringă. L-am vindecat. Îl punem înapoi. Bun. Acum mergem în baza. În care bază am văzut pe celălalt aici, oare? Deja, uite, mult deprești. Weekend. Așa. Weekend. Ăștia care sunt slăbiști. Hai să vedem. Putem să-i facem bine cu ăsta? Nu putem. Dar cu ăsta, cu ăsta putem. Vedeți? Ca să știți și voi de la bun început. Ah, dar ce se întâmplă? Nu i-a luat Weekend. De ce oare nu i-a luat? Stați așa. Hai să citim. Zice așa: juice that improve mood when consumed. Deci starea de spirit o îmbunătățește. Drink it greatly. Drinking it greatly increase work speed for a period of time, but lower sanity. Eu asta ziceam, că dacă increase work speed, acea stare de slăbită pe care o ai, ți-o rezolvă. Da, hai să vedem, siringa o rezolvă? Că uite, asta n-am văzut. Da, da, îi faci o injecție la băiat și văd că merge. Câte siringi mai am? 3. Știu că mai aveam pe aici. Spray-ul ăla trebuie să-l facem. Și depresia să o rezolvăm. Și weekend-ul ăsta, dacă mai avem, hai să-l facem. Ia să vedem. Aici putem să îi dăm. Putem să rezolvăm spray-ul cu acel pentru că e low grade medical supply. Eu am încurcat-o cu juice. Ok, deci nu ne trebuie neapărat siringi ca să rezolvăm ăștia, că ăștia sunt rezolvabile mai ușor. Am înțeles, super. Deci gata, acum toată lumea e bucuroasă la mine. Ia, le-am aplicat medicina corespunzătoare și it seems hungry in good condition. Toată lumea e bine, hungry. Uite, aș putea să mai las din ouă, cam o groază de ouă. Vreo 4-5 cred că le ajung și cred că și din pâine aș mai putea lăsa aici. Aș putea să... Gata. Toată lumea e fericită în această bază. Pot să farmeze în continuare iron-ul, pentru care am și făcut baza, pentru că e foarte important iron-ul. O să vă vedeți că pe măsură ce am... Acum o să am refined iron ingot. Nu știu unde îl facem pe ăla. Ce-am făcut? Unde m-am dus? Doamne, eu am vrut să mă duc la baza asta și m-am dus în partea alaltă a hârții. Bun, aici mai e cineva, e overfull. Overfull-ul ăsta ne ajută. Ia să vedem. Ia să vedem. E cineva aici. Ăștia sunt bine acum. Ăsta n-are nimic. Ăsta e overfull. Restul sunt bine toți. Asta avea major injury și s-a făcut bine. E asta cu overfull-ul. Hai să vedem ce putem face. Îi putem aplica o siringă? Îi putem. Bun, hai să-i dăm. Îi putem aplica și-o de-asta? Îi putem. Bun, hai să-i dăm. Să fie acolo strong. I-am dat și juice, i-am dat și siringă. Îl băgăm înapoi la lucru. Și omul nostru, upset and went to bed. Eu nu-i upset, mă. De ce te-ai supărat, dragă? Ce s-a întâmplat? Hungry? De ce e ăsta hungry? Unde e ăla de mâncat? Ce, mă, nu vreți să aveți ceva diversificat probabil voi aici? Haideți că vă... nu, asta am vrut să fac, dar hai că fac așa. Uite așa. Și vă pun și voi așa. Gata, dragilor. Aveți și voi aici o mâncare diversificată. Sper să nu mai fi supărat, dragule, să faci aici munca eficient. Văd că nu mai e niciun ore. Cred că sigur le-a luat Ștefan. Mai verificăm și aici să fim siguri. Uite, asta stă în baie acolo. Cred că de-aia era upset. Nu le-am făcut, mă. Cred că nu le-am făcut. Sora le-am făcut, vedeți? Sora le-am făcut-o de-asta în care să stea o cădiță. Dar ălora nu. Păi de-aia, mă, omul meu upset. Hai să vedem dacă putem să le facem de-asta șmecheră. Nu putem, că n-avem destul stone, n-avem destul wood și n-avem ciment. Dar de-asta putem...
N-avem pal fluid, ba da, avem pal fluid acasă la noi, luăm de acasă și o să le facem și aici. O să luăm pal fluid, cred că îndeajuns de mult încât să putem să facem câte două la fiecare, ca să, da, destul pal fluid, nu? 85. Haideți, mă, haideți să le dăm oamenilor aici, dacă toți suntem aici cu îngrijire și medicină, că le-am făcut și injecții, le-am făcut de toate, nu? Haideți să le facem aici tot ce este nevoie și necesar ca ei să fie fericiți, nu? Faceți voi pasta și mai pun una aici. N-am wood. Wow, mai trebuia un wood. Hai să dăm cu un topor undeva. Gata, asta a fost. Așa și ziceam să facem și pasta aici. Bun. O faceți voi când vă trezgiți, cu siguranță. Și mergem și la baza cealaltă și ziceam să mai facem una. Mă, oare ăia am... Doi care se pot să facă tot așa, unul aici și unul să pun aici sau să pun două aici, una lângă alta. Hai să pun două, dar nu chiar una lângă alta, să pun mai pe aici. Pentru că ați văzut, oh, un minut și ceva și voi o faceți când vă treziți. Bun, ăsta e mișto că lucrează și noaptea. Trebuie neapărat să văd unde îl găsesc și ca să văd asta și să vă arăt și vouă că poate sunteți curioși. Nu trebuie să le iau de aici, scuzați-mă. Mergem în Paldec și la Paldec îl căutăm. L-am găsit pe Tombat, da? Și pe Tombat la Habitat. Doesn't seem to be active at this time. Poftim? Hă? Ah, cred că îi găsim doar noaptea. Ah, și dacă dăm pe noapte, bun, ce tare. Deci îi găsim doar noaptea. Și îi găsim în zonele astea, vedeți? Doar noaptea și în zonele astea. Bun, eu am setat la mine pe server ca noaptea să se ducă cu o viteză de 5x, adică maxim, bă, să nu stea mult. Dar putem să închidem serverul, dăm noaptea înapoi pe 1 și putem să-i vânăm. Acum depinde cum vreți, eu eram în... Ce e asta? Ce e asta? O vreau... Wow! Bă, stați că vreau să o iau, bă! Oh, Doamne! Nu omorâți! Aleleu! Hai mă, ia-o, te rog eu frumos! 97, hai cu 100! Ai, tatelică! Helzefir! Bă, dar arăta super frumos! Ce face acest Helzefir? Uite aici, pe live era să zic... În direct și exclusivitate pe acest videoclip. Doar cară. Doamne, cât am așteptat un Pokémon de genul ăsta. Bă, doar cară, mă. Bă, e tot ce-ți dorești, mă, de la Pokémon. Îl și vedem, iau. Băi, cât de sublim e. Sunt sigur că cred că putem să-l și călărim. Băi, este așa cu turcoaz. Exact ce-mi trebuie mie. Stați așa puțin. Hai să mergem la tehnologie. Îl vedem pe undeva, pe acest Helzefir. Ia să vedem, dragilor. Îl vedem pe undeva pe Helzefirul nostru. Păsta sau păsta? Hai să le luăm pe amândouă. Că vorba, hai să luăm electric furnace-uri, refine-urile, polimerul, că sigur o să ne trebuiască. Metal spear, spear-ul ăsta nu prea mi-a plăcut, cine știe ce. Hai să, vedeți că ne face în cap tot timpul? Voi ce părere ați? Spuneți-mi și mie în comentarii. Voi vă face în cap așa tot timpul chestia asta? Asta zic că dacă aș face pasta ca și bază principală, paș că am avea puțină liniște. Dar, voiam să vedem aici... Ăsta. Ne trebuie refine ingot 30, mâncava-și gurița voastră, Paldium Fragment facem. Apropo de Paldium Fragment, nu știu dacă ați văzut în videoclipurile anterioare, m-am făcut de râs, fraților. Că eu mă duceam să minez, îl puneam pe Jerry să mineze și el să-mi aduc. Uite, eu sunt starving, mai am... De ce nu-mi zice și mie cineva că am level 1? A, da, nu sunt live. Dar vă aștept pe live. Urmează live-uri, fraților, dacă nu cumva vreți să vedeți. Dacă nu cumva nu dacă nu cumva vreți să nu pierdeți acele live-uri,
Nu uitați că puteți să dați un subscribe, să activați clopoțelul, m-am bâlbuit de m-a luat sfinții pe acest videoclip. Și dacă vreți și mai multe notificări, vă aștept pe Discord, linkul e în descriere, sau puteți să scrieți striker.ro/discord și vedeți acolo că intrați direct. Bun. Așa, bun. Voiam să vă arăt că m-am făcut de râs data trecută și aici putem să facem paldium. Uite, vine ăsta. Dar de ce? E deja în facere, de ce n-am destul? Nu înțeleg de ce... De ce e doar 8. Și aici la acest crusher, bă, putem să facem atât paldium. Uite, mă, avem 122 aici. Alo? Alo, chest? Pot să pun și eu în... aici, te rog. Bă, câteodată jocul ăsta se bugură. Este în niște ipostaze foarte, foarte ciudate. Niște contexte foarte ciudate. Da, deci la acest crusher, bă, oameni buni și frumoși, putem să facem atât fibră cât și paldium cu nemiluita din wood și stone, mă. Da, deci nouă o să ne trebuiască. Uite, iarăși, uite, și avem probleme. Deci data viitoare, când o fac baza principală și o să fie în curând, o să am grijă să fie foarte mare distanță între aceste crafting table. Bun, e, ăsta pot să-l fac cu ingot și mai trebuie două. Ăsta pot să-l fac, ăsta e refine. Deci o să-l fac, dar la timpul lui. Ia uite cât ingot am. Bun, cum facem refining ingot? Cred că cel mai sigur refining ingotul o să-l facem din noul furnal. Îndată ce să-l găsesc, ăsta. Ne trebuie ciment. Super, ciment de unde să facem? Ne trebuie 30 de ciment. Câte ciment putem să facem? Bun, și palm fluids, avem o groază, dă-i tată. Dă-i cu 90 de ciment, că o să ne trebuiască și pentru paluri. Și probabil în noul furnal, hai să vedem, da, în noul furnal cred că cel mai probabil o să putem să facem și refining ingot. Cel mai probabil refining ingot o să putem să facem cu ingot. Așa că, hai să facem un saddle de ăsta. Stați așa puțin, am făcut bine? Da, ăsta, da? Bun, am dat bine. Și o să putem să schimbăm în sfârșit această pasăre cu această pasăre. Ceea ce e mai mișto, zic eu, nu? Dragilor, cam asta am vrut să vă arăt în acest videoclip. Avem Gigasphere și Hypersphere și cred că următoarea sferă o învățăm la 35. Următorul level o să putem să facem Ultrasphere, unde o să ne trăiască cât mai mult refine ingot, carbon fiber de data asta și ciment. Putem să vedem și carbon fiber? Nu. Bă, și floricica asta. Băi, floricica asta, oameni buni și frumoși. Bă, dacă o vedeți, luați-o, mă. Eu cred că o să mă duc și o să iau 10 de ăștia. De ce? Păi, floricica asta are la medicină 3 și la mână 2. Bine, cele mai bune sunt alea la mână 3. Asta are la mână 3. Acest, cum se numește? Handiwork. Deci, handiwork-ul, asta o face cel mai bine. Unde e? Hai să vedem dacă o prindem. Ia vino mă puțin, vino puțin la noi, vino la mine, să-ți spun ceva. Am luat-o, bun. Tantica asta are handiwork level 3. Știi ce înseamnă asta? Că îi merge mâna la... Dar nu, uite, câteodată, am pus-o. Bă, uitați-vă cum se face. Haide mă că voiam să-l arăt aici pe videoclip la oameni cum faci cimentul, te lăudam. Da. Credeți-mă pe cuvânt, rupe pe ciment, iar floricica aia rupe pe medicină, care e level 3. Deci tot ce e level 3, vă spun, face treaba extraordinar. Dragilor, cam asta a fost. În următorul videoclip o să deschidem toate aceste ouă și inclusiv să vedem ce ne dă Huge Dragon Egg. Așa că stați pe aproape, apăsați acel buton de subscribe și clopoțelul să fiți notificați. Ba chiar vă aștept și pe Discord dacă vreți și mai multe notificări, că am un bot acolo care vă notifică tot timpul. Eu am fost Striker-ul, vă pupăcesc pe toți, pace și iubire la toată lumea, o evoluție exponențială zilnică vă doresc ca de fiecare dată. Dacă sunteți cumva utilizator de Instagram, am și eu, vă aștept cu un follow acolo cu mare drag, unde mai pun un story, mai pun o poză, anul și giveaway-ul dacă e cazul. Dacă jucați și Minecraft, aici și aveți mcstriker.ro, vă aștept și acolo cu drag, ultima versiune tot timpul. Cam asta a fost o evoluție exponențială zilnică, vă doresc, vă pupăcesc pe toți, ciao, pa!